Toți caii sunt puternici și acesta este un fapt. Oricare cal poate să miște din loc 1000 și chiar 1500 de kilograme. Desigur că cu excepția acestor cai. Ei sigur nu vor mișca din loc așa greutăți. Dar există indivizi care pot să tragă și câteva zeci de tone. Vă prezentăm cai mari și masivi, puternici și rezistenți. Este vorba despre caii de tracțiune. Aceștia emană putere. Acolo unde mașina nu are șanse, ei vor salva situația. În acest episod veți afla care rase de cai sunt cele mai puternice. Pe planeta noastră frumoasă, Pământ, trăiesc caii de tracțiune. În momentul de față se numără zeci de rase de cai de genul ăsta. Fără îndoială, fiecare dintre ei sunt voinici, dar există câteva rase care se remarcă prin puterea sa. Haideți să-i vedem! Suffolk Punch a ocupat locul 8. Este o rasă veche engleză. A fost crescut în special pentru a fi un cal de fermă. Greutatea maximă pe care o poate trage din loc această rasă e de 5,5 tone. E impresionant! Caii acestei rase, spre deosebire de alții de tracțiune, nu au picioarele acoperite cu păr excesiv. Dutch Warmblood a ocupat locul 7. Dutch Warmblood au mușchii bine dezvoltați, iar asta îi face foarte masivi. Puterea lor e îndeajuns pentru a trage din loc 6,5 tone. Apropo, este o rasă foarte rară care a apărut în vestul țărilor de jos. Se consideră prestigios să ai un astfel de cal printre crescători. Rasa Breton este originară din Franța. În ciuda faptului că sunt masivi, acești cai sunt foarte agili.
sunt capabili să mute din loc o greutate de 9,5 tone. Cu părere de rău, din cauza mecanizării din domeniul agriculturii, caii acestei rase sunt crescuți în mare parte pentru carne. Rasa Clydesdale. De origine scoțiană, calul de rasă Clydesdale e cunoscut în toată lumea datorită culorii frumoase a picioarelor. În trecut, a fost folosit pentru transportul cărbunelui și nu e uimitor. Un singur cal poate trage 3,5 tone. Iar capacitatea de a muta din loc 12 tone este o minune. Anume de asta se află pe locul 5 în clasamentul celor mai puternici cai din lume. Cal ex-sovietic la tracțiune. Este o rasă unicală, originară din Rusia. Acești cai puternici provoacă uimire și încântare. Una dintre calități este celebra putere de semizeu. Practic, orice cal adult din această rasă poate căra 1500 de kilograme. Capacitatea de tracțiune poate fi comparată cu a unui tractor T40AM. Poate să mute din loc o greutate de 15 tone. Se deosebesc de alte rase de tracțiune printr-o rezistență foarte mare. Rasa Percheron a fost crescută în Franța. Aspectul ei uimește prin putere, dar în același timp prin grație. Nu degeaba sunt considerați cei mai frumoși printre caii de tracțiune. Prin venele lor curge sânge de cal arab, ceea ce le face aspectul fizic memorabil. Puterea lor îi face niște cai muncitori foarte utili. Pot să mute din loc 16 tone. Astăzi se folosește destul de des la ferme. Barbacon. Este o rasă din Belgia. Se consideră moștenire națională. Caii belgieni pot alerga un trap energic și libertin.
În trecut, duceau pe spatele lor cavaleri. Sunt cunoscuți nu prin viteză, ci prin puterea lor. Nu degeaba în patria lor au primit porecla de tractor viu. Sunt atât de voinici că pot muta din loc chiar 18 tone. Deseori execută lucrări din zona rurală, fiindcă înlocuiesc ușor tractoarele. Chiar și în era noastră automatizată, încă muncesc în câmp. Printre europeni, acest cal este considerat cel mai vechi. Rasa Shire, originară din Anglia. E cea mai puternică, cea mai mare și cea mai grea rasă de cai din lume. Un singur cal poate transporta marfă de 4, 5 sau chiar 6 tone. Greutatea maximă pe care o poate trage din loc e de 25 de tone. În Statele Unite ale Americii, în anul 1893, o pereche de șir lucrau la transportul de bușteni. Greutatea saniei a fost de undeva 43 de tone. În prezent, sunt folosiți pentru transportul diferitor greutăți. Îndeplinesc perfect funcțiile lor. Iată așa arăta rasa Shire în anul 1920. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care rasă de cai v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!